în Cârnic, există o zonă de camping, care servește ca punct de plecare către refugiul Pietrele și mai departe către inima munților Retezat. De aici, mulți turiști pornesc pe traseele montane către vârfurile și lacurile glaciare ale Retezatului. Cascada Lolaia este o bijuterie a județului Hunedoara, situată în partea nordică a munților Retezat. Această cascadă se găsește la o altitudine de 1050 de metri, în partea de nord a Parcului Național Retezat, în Valea Lupșoara. Anual, aproape 90% dintre turiștii care vizitează Parcul Național Retezat trec pe lângă Cascada Lolaia. Pentru a ajunge să te bucuri de această frumoasă cascadă, trebuie doar să deviezi puțin de la traseu, deoarece se află pe partea stângă a drumului. Cu siguranță nu o poți rata, deoarece sunetul apei te va călăuzi direct către Cascada Lolaia. Cu o înălțime de aproximativ 13-15 metri, sunetul produs de apa care lovește pietrele este exact ceea ce își dorește orice turist pasionat de frumusețea și sunetul naturii. Accesul la Cascada Lolaia a fost amenajat cu trepte și parapete din lemn pentru a facilita vizitarea ei în siguranță. Deși amenajarea are nevoie de reparații, încă își îndeplinește rolul pentru care a fost creată. Valea Nucșoara adună apele văilor Pietrele, Stânișoara, Galeșu și Valea Rea, creând un peisaj natural spectaculos. Traseul Triunghi Albastru face legătura între Cârnic și Cabana Gențiana, ocolind Cabana Pietrele și trecând pe lângă frumoasa cascadă numită Maria Magdalena, în cinstea celei care a pus bazele turismului din Retezat. Scopul acestui traseu e să ne ducă la peste 1600 de metri altitudine, la Cabana Gențiana, care a fost multă vreme poarta principală spre inima munților Retezat. Pădurea în lunile de vară e ca un basm. Îți vine să crezi că e ireală. Culoarea verde intensă a mușchiului care acoperă totul, cascadele mici și mari care se țesc ca un șirac de bijuterii, înconjurate de o perdea subtilă de picături de apă, te transpune direct într-o lume ca în basmă. Parcul Național Retezat e un loc în care odată ce pășești, nu-l poți uita prea ușor. Pădurile și crestele lui te cuprind, indiferent dacă vii o singură dată sau de mai multe ori. E ca o cetate din piatră, Retezatul, care te așteaptă, fie că e vară sau iarnă, pentru a-ți oferi momente de explorare și aventură cu adevărat speciale pe traseele lui. Din păcate, doar până aici am ajuns de această dată. Am fost nevoiți să ne întoarcem. Data viitoare, vă arătăm și restul traseului. Promitem!